Iuliana. Bună, Marius. Continuăm. Continuăm cu capitolul 8. Din, Din... Evanghelia, cea, Evanghelia după Matei. cea după Matei. Iisus vindecă pe un lepros, pe servitorul unui sutaș, pe soacra lui Petru și pe alți bolnavi. Liniștește furtuna de pe mare și mântuiește pe doi demonizați. Pogorându-se din munte, gloate multe au mers după el și iată un lepros apropiindu-se, îi se închină zicând, Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Atunci Iisus, întinzând mâna, s-a atins de el zicând, voiesc, curățește-te și îndată s-a curățit lepra lui. Apoi a zis Iisus, vezi, nu spune nimănui, ci mergi, arată-te preo... preoților și adu darul pe care l-a mântuit Moise spre mărturie lor. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicând, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănoc, chinuindu-se cumplit. Isus îi zice, îi zise, voi veni și îl voi tămădui. Dar sutașul răspunzând i-a vorbit, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. O clipă, că am da. sărit sus de tot, vreau să spun că interesant este când primești un dar. Da. Trebuie să aduci mărturie, adică trebuie să aduci uh, ră, cum să zic, mulțumire. Nu? Da. Cu toate că Biserica noastră ne învață invers. Cum Să bă? nu spunem să nu spunem, dacă avem vreun dar, ne dă Dumnezeu un dar, o binecuvântare, nu știu, să nu spunem de aia, să o ținem în taină, că zice că ne fălim. Da, am înțeles. No, aici totul se face în fața lui Dumnezeu și trebuie să aduci o jerfă. Uh -huh. Deci primești ceva și jerfești ceva. Da. Deci rămâi pe zero. Da. Și cum ar fi să aducem jertfa în ce sens? Păi primești o cutie de bomboană, dai o cutie de bomboană și ești în zero. Uh -huh. Dar în, în, aici când el și-a primit sănătatea? A adus jertfă ceva din ceea ce avea el mai bun. Oi, face... Da. Și tu ce da. jertfe se dau ei, Deci... Trebuie, de obicei, care este? te să dai mai multă. Jertfă. Deci primești o cutie de, bomboană, de bomboane, dai ceva mai mult. Dai două cutii de bomboane zic așa, da. metaforic, dar trebuie jertfa pe care o faci să fie mai mare decât ca să... Deci principalul este să, să anulezi, că altfel te mândrești. Când primești materie, automat omul, când ia mai mult decât dă, el își încarcă ego -ul. Da. Adică ego crește și dă afară pe Dumnezeu. Deci de fapt pierzi. Primești, primești materie, dar pierzi energie subtilă. Și ca să nu pierzi energie sutilută, te duci și faci dar la preoți, cum a rânduit Moise, cum a spus în jerfelnicul acela. Deci este da, excepțional da. gândit lucrurile. Că până și, spre exemplu, salariul este un dar pe care ți-l dă Dumnezeu și trebuie să faci jerfă din el. Uh -huh. Atât cât poți, pentru că ceea ce depășește necesitatea îți face rău. Da. Deci trebuie să dai omul, dacă ar păstra acest, acest principiu, el nu s-ar îmbăxi, nu s-ar încărca atât de mult cu orgoliu. orgoliu este binele meu pe primul plan și asta înseamnă diabolizare. Spre exemplu, când ia salariul și folosește tot salariul numai pentru el, el s-a diabolizat. Din orice da. lucru mic, cât de mic, dacă, lei, dacă iei o ciocolată și nu dai din ea, Știi, deja începe să-ți facă rău. Îți ia din energia subtilă. Bana la ciocolată. Sau îți iei o prăjitură și nu dai și. Eu am o să facă principiul acesta la un domn, am povestit cu când am fost în Turcia, el primul lucru pe care îl făcea îl dădea la celalți. Și nu exista, dacă cu ceva pentru el, el trebuia să dea. Prima dată de da dea. Da, și păstra da, da. pentru el atât cât rămânea cât vrea Dumnezeu. De ce? Ca să nu ajungă să fie pricină de cădere. Că e o problemă de. noi mișcăm energii prin luat, dat, noi mișcăm energii subtile foarte mari. Încă asta da. cât se poate, că probabil nu se poate întotdeauna să nu ai pe cineva lângă tine. Dacă ai pe cineva lângă tine când ai luat o ciocolată, dai prima dată din ea celuilalt, îl servești, ca să nu îți fie pricină de, de pierdere de energie vitală. Dar se pune dacă, de exemplu, ajutăm pe cei din familie? Ca, de exemplu, părinții care... Cum sunt românii care trimit banii în țară la părinți? Sau se pune uh, <coughs> ca jertfă? Sau trebuie să fie un străin? De obicei e un străin, că la un altul face întotdeauna îți e drac și... Da, da. Celui care îți este greu să să-i dai. Da, da. Pentru de ce? Pentru că noi suntem o ființă unitară, o ființă comună și... Când dai ție îți dai. nu e o pierdere. Ne avem impresia că e o pierdere pentru că ne vedem separați. Da. Dar nu e, nu e o pierdere, este un câștig. Când încarci sufletul tău, când dai materie, primești energie subtilă. Deci, în avibaciul Noi avem nevoie, noi de aia murim sau ne îmbunăvim sau avem necazul în viață, că nu dăm suficient. Și dacă facem da. asta în mod repetat, nu dăm în mod repetat. Ne trezim cu. Deci, de la simplu fapt că ai luat o ciocolată și n-ai dat din ea, te trezești cu un accident de mașină sau altceva. Pentru da. că nu mai ai. Adică, um, ego-ul a, a trecut de linia roșie subțire, Sufletul nu mai are timp să se ridice la suprafață și atunci el comandă ceva din față ca să te aducă înapoi în Zeu. Așa cum era principiul lui Leu și Atelier, uh, sistemul acesta uh, al Universului care este. Uh, este de fapt iubire, nu permite niciodată să, să, să crească prea mult orgoliu pentru că ia din viața Universului. Deci noi în sine, în momentul în care te foarte egoiști, luăm din viața, fiind o ființă comună, luăm din viața Universului. Și în cauza asta reacționează așa de dur. Da. Că vezi, apar dureri, dinți, nu mai poți, nu? Toate suferințele astea, drame personale, pierderi, ele sunt, au o logică divină și trebuie să se comporte așa sistemul, pentru că noi devenim agresivi și uh, atunci le luăm, luăm viața Universului. Deci întotdeauna când facem ceva numai pentru noi, noi luăm viața Universului. Deci da. știm asta. Adică visăm la o casă, facem casa pentru noi, dar o facem uh, într-un mod care depășește necesitatea. Nu? Facem o casă cu nouă camere. Ce să faci cu nouă camere? Când tu da. poți să stai într-una. Și atunci, luând din energia Universului, mereu trebuie. Deci, omul acela și-a făcut că casa e statică. Adică, ea din energie e static. Și atunci Universul trebuie continuu să îl lovească. Deci, el, cum să zic eu, și-a manetat viitorul. Și a făcut în așa fel încât viitorul, și s-a autocondamnat în viitor, s-a blestemat, astfel încât zi de zi de zi să aibă neîmpliniri, să aibă nefericire, să aibă durere. Dar uite, casele e mari. C deci a depășit necesitatea. În mod normal, noi trebuie să ne păstrăm în Divin, adică atât cât avem nevoie, nu? Și da. niciodată mai mult, pentru că luăm din viața. Deci, omul acela care a făcut o casă mare sau o mașină frumoasă sau are mulți bani, ia din viața Universului, ia din viața omenirii, a, a tot ceea ce există. Și murim cu toții da. din asta. Și atunci vine dur de tot Universul, sistemul acesta armonios, divin, care vine și te distruge. Deci, noi câtă suferință avem în viață, vine numai din faptul că am depășit limitele bine lui propriu și în cauza asta trebuie să ne operească pentru că luăm de la toți. Când luăm pentru noi și facem pentru noi, noi luăm de la toți. Da. Astăzi, uh, unu, dar un om care are și poate să <coughs> reducă materia și să... Uh, am înțeles, dar unul care nu are și totuși are boli și are necazuri, el ce-ar putea să facă în cazul ăsta? Păi uh, ăla care nu are are critică, are acuzație, e poziționat. Și vine, mm -hmm. deci vine și pe poziționare vin da, necazuri. Da. Deci ne vine necazuri în mai multe moduri. Când luăm mai mult pentru noi decât avem nevoie, când nu dăm suficient la da, fel, și, și când împărțim un bine și rău. Un bine și rău, da. Pentru că se pierde energie pe judecată. Da, da, Probabil că cel sărac. Are judecată, are judecată că cu nu siguranță. Are, da. Că nu are, că are altul mai mult ca el. Are că lui... judecată. Că există da, și da. săraci care sunt dezinteresați de a avea, că vor da. ei să nu aibă. Da, Aia da. sunt oamenii lui Dumnezeu. Da. E o vorba da. de o sărăcie autoasumată, dar majoritatea oamenilor, 99,99% 99 dintre săraci, sunt uh, uh, răzvrătiți. Da, 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 sigur. Dar toate răzvrătirii a ajuns așa. Le ia, da. că nu le dă și cu cât să <coughs> mai răzvrătiți, cu atât li se închid și drumurile. Sigur. sigur. Da, nu vor reuși să nimic. Și să Cu cât dăruiești mai da. mult, cu atât ești... Primești tu ce ai nevoie. Da, atunci trebuie să, fi, să te ferești, să nu uh, te lipești. Că... Da, da, da. Este un principiu pe care trebuie să-l știi. Am povestit odată o situație cu un prieten. Avea nevoie de niște bani, o sumă foarte mare. Să zicem 100.000 de, de euro. Și bineînțeles că nimeni nu-i dădea atâția bani. Și apela la un, un prieten, dar nu așa de apropiat, ca era țigan. Da. Țiganul acesta avea multe afaceri și toate erau de succes. Și zice că nici măcar nu se ducea să uh, supervizeze afacerea respectivă. El stătea acasă și vedea de treabă. I-a dat banii fără să-l întrebe vreodată când mi dai înapoi. Și a zis ăsta este secretul. Deci, dezinteresat de a avea, de a câștiga, de a acumula, știi, înseamnă da. succesul în afaceri. Și avea tot timpul succes. Deci, trebuie să dai tot timpul și foarte ușor să dai și să nu te preocupi deloc de bani și atunci vei primi bani. Da, da. Mai acela este cu adevărat bogat, că sunt două tipuri de bogați. Sunt bogatul care smulge cu forța că vrea el să acumuleze și el tot pierde, da. Deci, este da, da, da. bogat până la o anumită limită, după care vine căderea și există un, un bogat care, nu uh, mă vorbesc că are o energie cu care a venit din spate, care o consumă acum pe bogăție, știi că îi vin, uh, îi vin oportunitățile din față și cum să le refuze, da? da? Dar, în același timp, este el dă din prisosul, prin osul lui. Din ceea ce este mai mult, dăruiește mai departe și atunci ai vine în continuare mai mult. Păi, uite, spunea Ileana acum două-trei zile că am dat trei lei unui bătrân și m-am trezit cu două milioane la sfârșitul da, zilei. Da da, da, da. Deci, întotdeauna când dai, îți faci rai. Da. O mânare da. rai pentru că nu dă dar din dar sau cum e vorba, dar din dar să face rai da, da, da. bine spus da, da <coughs> adică și în special și atunci când primești și din primitul ăla să dai mai departe și tu da. să o oprești pentru tine da uh, continuăm? mai da. mai, uh, da? mai spun, la, la nouă că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostaș și spun acestuia dute și se duce și celuilalt vino și vine și slugii mele fac aceasta și face. Auzind acestea, Isus a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevăr grez vouă, nici într-un Israel n-am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Vreau să nu puțin. Deci de. Iisus considera credință nivelul la care poți să ajungi încât când spui ceva să se și realizeze. Da, 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 da. Dar ca să ajungi la acest nivel trebuie să fie un nivel de puritate interioară Voietatea interioară înseamnă prezența lui Dumnezeu și spusele tale nu mai sunt ale tale, sunt ale lui. Și din cauza asta, ale Domnului, ale lui Dumnezeu. Și atunci, da. spusele tale au, au forță. De-aia a zis Iisus, „Nu am văzut în tot Israelul atâta credință ca la omul acesta. Pentru că da. nu mai vorbea el, datorită curățenii sufletești, nu mai vorbea el. Robea Dumnezeu, opinia Și atunci se... o să vezi mai departe chestia da. cu <coughs> muntele, să se miște muntele. <coughs> da. Mulți s-au întrebat cum este posibil. Este posibil că dacă ești în, în Divin, în... adică ești în frânt cu Inima și Divinul este majorat în tine, da? da. Este puternic în tine? Da, da, pentru că cuvintele tale nu mai sunt ale tale, sunt ale divine. Sigur, el le face oricum pe toate. Da, și aici da. zice că uh, iar fi împărății vor merge într-un tunel cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșitul dinților. Da. 13. Și a zis Isus sutașului, du-te, fie ție după cum ai crezut. Deci, după credința ta, să-ți fie. Și da. s-a însănătoșit servitorul lui în ora aceea. Da. Venind Iisus, <coughs> Da. Deci, Iisus, firesc, pentru că noi suntem o ființă comună, a da. dat voie, adică Divinul s-a afirmă, s-a afirmat prin el și atunci, bineînțeles, s-a <coughs> ridicat boala respectivă. <coughs> Dar nu știu cât de corect este, pentru că. Omul trebuie să-și cucerească, singur uh, sănătatea. Că dacă el n-a făcut o transformare mentală în modul lui de a privi lucrurile, uh, revine. Da, da. Revine, pentru că trebuie să revină ca să l aducă înapoi, că rostul bolii este să, să te corecteze, să te ducă în zero în neutralitate. Da. În divin, în acceptare. Vezi ce grea este. Deci, eu mă uit la suferințele oamenilor. <coughs> boli, dureri, cancer, accidente, necazuri, pierderi de toate felurile. Este așa de greu să, să stai în starea aceasta divină de acceptarea a lucrurilor așa cum sunt. Mi se pare, este așa de simplu și totuși este imens de greu. Omul <coughs> crede că trebuie să se lupte, să se apere, să, să se zbată. Să facă ceva ca să supraviețuiască și nu asta este. Pentru că nu crede că e divin în față. Că dacă ar înțelege lucrul acesta, că singurul lucru care trebuie să-l facă este să se lasă mâna lui, dar îi se pare cumplit de greu, pentru că pierzi controlul vieții. Adică pur și simplu să te lași în mâna Dumnezeu ca Andreea. Nu da, cine da, îndrăznește da. să fie ca Andreea? Și uite-te că noi, dacă ne uităm așa la. A, dacă n-am apucat să facem ce face Andreea, n-ar fi teamă. Desigur, da, da, da. Da? Dar uite-te, da. ia ce, ce forță interioară trebuie să aibă și ce credință. Nu contează mersul la biserică, rugăciune și mai departe. Să ai uh, curajul și puterea să te lași total în mâna lui Dumnezeu. Dar curajul ăsta se obține numai în momentul în care uh, omul slujește celorlalți. Și se supune oamenilor și face ce vor ei, nu, nu ce vrea el. Atunci îi scade orgoliu și are putere să se lase în mâna lui Dumnezeu. Altfel, omul cu care are de toate, el nu poate. Că primul lucru care trebuie să o facă ca să te lași. Omul zice din, din gură, zice că mă las în voia lui Dumnezeu. Dar în fapt, are, în, în realitate, are bună stare acasă. Comodități și plăceri. Și nu are cum să se lase. Deci este, el e fățarnic. Asta înseamnă fățarnic. Deci omul care nu își reduce bunăstarea nu este credincios. Că nu are cum să fie credincios. Că el apără bunăstarea. El vorbește dintr-o o poziție egotică. Adică cuvintele lui sunt false, sunt o minciună. Nu are credință. Ca să ai credință trebuie să nu ai mai mult decât ai nevoie. Da. Și să ai curajul să te lași în mâna lui Dumnezeu. Și ce fericire atunci și bucurie. Oh, dar aici, la punctul 3, dacă ne întoarcem un pic, zice, atunci Iisus, întinzând mâna, s-a atins de el zicând, băiesc, curățește-te. Și îndată s-a curățit. Aici, cei care citesc și practică Reiki ar putea crede că e vorba de așa ceva. Nu, este vorba de puritatea sufletului, că <coughs> Deci l-a atins cu mâna, dar nu l-a atins omul Isus, l-a atins Divinul din el. Divin, a fost da, da. mâna, e, e, cu cât ești mai pură la suflet, cu atât uh, ființa ta este mișcată de Divin. Adică, da. și când te atinge, uh, Divinul te atinge. Da, da, da. Că el Ce face? Ce mare lucru face? El permite lui Dumnezeu să uh, treacă prin el, să se exprime prin el, se manifeste da, prin da, el. Cine da, are și. curajul ăsta? Care înseamnă mereu să te lași în frânt. Să faci cu da. acela să fii ca sclavul, să fii sclavul și slujitorul tuturor. Cine vrea să fie slujitor? Numai acela are iubire, cel care este slujitorul tuturor. Ceilalți da. sunt fățari, nu -au, au așa ceva. Sunt mincinoși. Da? Dar totuși, care -i care cum, cum funcționează Reiki din punctul tău de vedere? Că acolo să obții niște rezultate. Acum noi știm că ei le mută de colo-colo, dar totuși, de ce avem de la Dumnezeu forța asta, puterea asta de a totuși de a vindeca între ghilimele Eu păi Dumnezeu iese de... din tine prin tot. Prin ochii tăi, prin uh, spusele tale, prin atingerea ta. Deci depinde de nivelul de abandon de sine. Și noi, cum să zic, manipulăm niște energie atunci, niște forțe? sau Noi nu folosim deloc. De ce ele se exprimă? Se exprimă pentru că tu îi dai voie Ființei Divine din tine să se exprime. Și se exprimă pentru că Ființa Divină binecuvântează totul din tine. Deci, privirea ta, prezența ta, cuvintele tale, atingerea ta, sunt atingerea lui. În măsura în care, deci, la. Nu semnele acelea din Reiki sunt importante, ci important este inima înfrântă, adică omul care îi slujește la toți, atunci el capătă prin sujire când negou scade, el se încarcă cu energie vitală, atunci poate să îi susțină pe toți și să îi ajute. In, chiar din prezența Lui. Este exact ce s-a întâmplat, că au luat un Sihastru uh, din munte și l-au dus în, pe linia, în linia întâi în, în tipul luptelor războiului. Și s-a da. oprit lupta. Păi îți dai seama că nu l-a zis Sihastru uh, dușmanilor, uh, opriți, uh, nu mai trageți. Sigur. Nu, Sigur? prezența Lui deci prezența divină a oprit totul. Deci atâta, deci îți dai seama Sihastru acela doar prezența Lui nu a nevoie de altceva să atingă pe cineva. Da, Să-i spună da. un cuvânt. Nu, prezența, da. Oamenii din aceștia înfrâns cu inima, aceștia sunt sfinți, sunt oamenii lui Dumnezeu, care de fapt au o sărăcie asumată. Asta este lucru esențial, că omul se mândrește prin posesii. El își crește orgoliu prin posesii. El nu simte și nu își dă seama. El ia lucruri care crede că îi, îi folosesc, da? adaugă mereu altele și altele, se uh, trezește do apoi cu foarte multe lucruri și el iau din viață. Ela, da. uh, uh, uh. Deci tot ceea ce tăpășește necesitatea, îl Și nu știe. Pentru că îi crește orgoliu, da. este frică că le pierde, le pune pe primul plan și devine agresiv. Și pac, cheamă forțele cerului necazul Și apoi în viața lui este tot timpul dezamăgit. El uh, crede că trebuie mai multă stabilitate și siguranță să adune mai multe lucruri care să-i uh, dea lui o, o siguranță în viitor, să adune și mai mult. Și cu cât adună mai mult, cu atât el uh, devine mai agresiv, mai lipit de materie, și în uh, nu se opresc și cresc. Da. Da, deci, ăsta este e. circuitul. Noi uh, greșim că suntem idolatri Noi încălcăm primele două porunci, primele două porunci ucid. Dă seama, sunt niște cuvinte scrise acolo pe hârtie, dar ele omoară în momentul în care nu le respecti. Sunt -un și le încărcăm în frecvent. Frecvent le încălcăm. Sigur că da. Nu e da. ca și când. la ordinea zilei. Uite, spre exemplu, ce interesant, mă uitam în București, aici sunt tot felul de magazine care fac covrigi. Da. Covrigi și tot felul de chestii în acestea, de patiserie. Și de obicei, lângă ele, este cât un om a străzii. Și îmi ziceam, ia uite, omul acela a e pus de Dumnezeu acolo ca să te ajute. Înseamnă că omenirea asta, de aici, din București, e cam, cam atașată de materie. Că pune că un om a străzii sunt ca niște soldați la fiecare uh, covrigărie din asta. Da, tu da, vezi da. acolo un sărman, știi? Nu cer, nu nimic, știi? Deci Dumnezeu l-a pus că primul gest al tău este să dai, să dai din ce ai luat. Să dai jumate lui sau să îi cumperi și lui din bani. Da. Să faci un sacrificiu. Pentru că avem nevoie, ca și comunitate, să facem sacrificiu acesta ca să ne salvăm viața. Dar dacă noi nu dăm, apoi apare asupra Bucureștiului tot felul de necazuri deci suferim cu toții sau individuale. Da. De la simplu nedat. Deci, trebuie să înțelegem că este o, este o, o problemă de energie. Noi mișcăm energiei foarte mari din, din aceste gesturi care par mărunte, nu? A da, a lua. Adică mergi cu trolebuzul și uh, stai jos și nu permiți unui om în vârstă să stai el jos, tu deja ai început să pierzi viață. Da. Din lucru de nimic se pierde viață. Sau nu știu, și la servici, când fugi de muncă. <coughs> Sau întotdeauna când se fuge de ce este greu, omul fuge de, de îndumnezeire, de binecuvântarea divină. Pentru că greu îi scade din egoism. Egoismul da. este asemuit cu lenea, cu uh, ușorul, cu plăcutul omul, deci cu diavolul. Da, da. Deci, noi, de, uh, ego, deci Dumnezeu întotdeauna atacă ego deci atacă pe diavol. El distruge diavolul, dar noi întotdeauna îl apărăm, pentru că binele propriu este diavolul. Deci, noi când facem totul pentru avantajele noastre, facem totul pentru diavol. O viață întreagă, nu? Când, când ție o mașină mai frumoasă, o iei pentru diavol, nu pentru tine, că n-ai nevoie de ea. N-ai nevoie de ceva mai frumos, mai da, aspectul. Da, n-ai nevoie da, de exact. nouă camere. Poți să stai și într-una. Uite, ca să da, este un sat acolo, prin Maramureș și care este vestit. Cu vile. am trecut prin el odată. Da. Dar, mamă, ce vile sunt acolo, câte 20 de camere, câte oameni e acolo, multe camere și ei stau într-una. Știi, da. la ce rost toată chestia asta? Ca să te mărești, să te fărești. pe ogolul ăla te duce în iad. Casa aia te duce în iad. Automat. Da. Ei cred că sunt. Uh, protejează, dar nu nu protejează nimeni. Este o sursă de pierdere de energie vitală continuu și când se pleacă de aici nu au forță să se urce, pentru că nu au forță de înfrânare. Deci da. forța ascensională la moarte, deci ce mai important lucru la moarte este să ai putere să te ridici și puterea asta se obține prin restrângere și dăruire. Dacă n-ai restrânge și dăruire și n-ai contrariile unite, te-ai terminat, că n-ai forță de urcare. Da. Deci este foarte pericos. Noi credem că e o glumă. De-aia în mereu să-ți citească Ilie Cioară. Iadul întâi este o realitate și este groasnic acolo. Uite, chiar acum o săptămână mi -mi povestea uh, Bogdan și este, este pe canal uh, emisiunea respectivă, uh -huh. discuția cu el, că <coughs> a intrat într-o stare interioară în care vedea pe Dumnezeu peste tot, aia este starea de decorporalizare. Deci, când atingi această stare, poți să ieși din cop. Când îl da. vezi pe Dumnezeu peste tot, poți să ieși din cop, că este o stare de relaxare profundă. Și uh, s-a dus în lumea lui Licio, acolo s-a întâlnit cu obsesiile lui. Și cine era acolo? Prima dată a întâlnit un călugăr, apoi a întâlnit o femeie, și după aceea a, a, și cu fricile tale obsesie și cu frici. A întâlnit oh. un câine care era mai mult un diavol foarte agresiv. Da? Și acolo oh. l-au atacat. Diavolul respectiv. Deci ce, tot ce prățin, n nu are energie. N-a avut energie pentru că a pus fericirile lumii pe primul plan. N-a da, avut da. energie ascensională. Deci trebuie este un avertisment serios. Deci noi nu lumea trebuie să o căutăm, ci mai puțin. Cât mai puțină lume. Cât, cât mai puțin uman să nu ne preocupăm de a acumula, pentru că uite, și aici noi am citit să nu acumulezi să acumulezi uh, ceea ce este nestricăcios, nu da, ceea da, ce da. aparține aceste lumi. Ce nu ruginește, ce nu ce nu, ruginește, nu ți este furat, poți, da, da. 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 Dacă... Uh, La 12. Da. Venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri, și s-a atins de mâna ei, iar frigurile o lăsară și se sculă și îi sluja lui. Iar făcându-se seară, adus, aduseră la el mulți demonizați și scoase afară duhurile cu cuvântul și pe toți cei bolnavi îi tămădui. Da, aici este... este. Deci pentru... Uh scriitură, impactul pe care îl are acest text. <coughs> Într-adevăr, povestitorul a simțit nevoia să, ca să poată să îl pună pe Isus mai plusul decât ceilalți să facă minuni. Dar uh, ideea economică a lui Dumnezeu este ca fiecare să-și cucerească nivelul la care ajunge. Da. Chiar dacă ajunge în iadă, asta este, ăsta sunt puterile lui și trebuie să învețe. Uite, și în viața de zi cu zi, omul pierde, devine corigent, nu? Nu. Este la școală sau repetent, nu este un lucru rău. Învață că trebuie, înțelege că trebuie să facă un efort propriu ca să poată să depășească o anumită limită și să poată să ajungă în rândul oamenilor. Deci, ce îi se întâmplă omului, greutățile și necazurile, sunt, de fapt, posibilități de înălțare. Nu sunt lucrurile. Nu pot. Nu e normal să vine cineva din afară și să uh, îți ia din uh, datoriile tale. Pentru că boala aia ți-a fost dată sau necazul ți-a fost dat ca să te mântuiască, ca da. să scadă orgoliu și să salveze viața. Orgoliul rămâne. Dacă vine cineva din afară și ți-a -ți uh, boala, ți-a luat doar boala, efectul, dar orgoliul rămâne. Da. Unde, unde este câștig? Eu nu văd niciun câștig. Omul acela va, va chema în continuare uh, neplăceri din față. La, ea uh, vindeca bol asta, dar uh, imediat va veni că autogenerează continuu. Cauza rămâne acolo, da, bolul da, mare, da. și generează continuu. Altceva mai rău. Deci va aduce ceva mai rău. Da, da, Pentru că exact. n-a fost o victorie a sa asupra a sa însuși. Nu, da, nu da. a dovedit că înțelege. Că trebuie să ajungi la această înțelege că Dumnezeu este peste tot și să te lași înfrânt. Singura noastră problemă este că nu ne lăsăm în frânți. Adică luptăm uh, pentru, pentru corpul nostru, pentru ego ăsta, pentru diavolul acesta. Deci noi trăim o viață întreagă pentru diavolul. Suntem supuși lui. Pentru... Cum îți dai seama că nu, nu e supus? Că nu faci mai nimic pentru tine. Nu vrei să câștigi. Nu vrei să ai mai mult, mai plăcut, mai gustos, mai... Frumos, nu te interesează. Atunci îl pui pe Dumnezeu pe primul plan, nu lumea. Dar cine face lucrul acesta? Foarte puțin. Și riscăm din cauza asta, gloata asta, toată omenirea asta se duce în primul iad cu toți. Se duce ca să se purifice. Acolo îi vin toate uh, uh, acestea, excese ale lor, le vin amplificate, îi lovesc și da. uh, ei nu mai pot să reacționeze. Acolo îți reacția. Deci nu te mai poți lupta. Te poți mânia, te mânie în tine, știi? Ai o furie interioară, dar rămâne acolo. Tu nu mai poți să îi faci ceva celor din față, că nu mai ai puterea asupra lui. Da, da, da. Asta este puterea morții. Moartea nu se mai dă posibilitate să influențezi exterior. Trebuie doar să te curăți pe tine. Dar cine înțelege că dacă n-a reușit pe pământ să înțeleagă? Și în cauza asta durează foarte mult în primul iad oamenii să iasă de acolo, nu știu dacă cât, cât mai ies, dacă Dumnezeu vede că nu reușește să depășească limitele respective, îi duce în iadul 2 și asta este, îi blochează. Da. Ne-am <coughs> adus aminte cum a zis doamna profesor Simina, că zice pe aici pe pământ poți să mai treci examenele și cu 5, cu alte note, dar ca să ajungi la Dumnezeu neapărat trebuie să iei 10 cu felicitări. <laughs> Da. Pe... Nu prea merge cu cu pile. Sau da. eu știu cum. Da. da. Uh, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice Acesta acesta neputințele noastre a luat și boalele noastre le-a purtat. Ei. Și da. ce, ce... Deci noi n-am făcut niciun efort. De... Păi nouă necovine. Vine cineva și el ne ia totuși și ce, rămâi cu cauzele alea acolo. Da, da, exact. Văzând Iisus noroade multe împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cea parte a mării. O clipă puțin. Deci da. ei în sine, noi avem impresia, va, i-a luat durerea i-a luat boala aia, că era lungă și nu putea să scape de ea. Dar nu se gândește că omul acela îi vine ceva mai tare după aceea, că cauza nu s-a referit nimeni la ea. Nu i-a da. luat cauza care l-a dus în situația asta. Da. Deci ei de fapt nu sunt câștigați, ei sunt pierduți. Deci oamenii aceștia de fapt au pierdut. Exact. Care i-a Iisus de fapt au pierdut. Normal, nu știu. Deci doar oprește efectul să se mai manifeste. Un om sfânt oprește efectul să se manifeste. Dacă nu l a plecat, o ia de la capăt omul acela. Da, deci da, este da. ca și când uh, Sihastul acela a oprit uh, faptul că ei se băteau acolo. A oprit lupta și nu s-a mai împușcat între ei. Dar când a plecat de acolo au început să bată din nou. Dar uh, acum vorbind, uh, ducându-ne la tămăduirea care o fac medicii, la vindecările care le fac Tot medicii. așa este, pe efect. Tot așa este, dar mă gândesc, Marius, că undeva deci Dumnezeu dă voie și să întâmple această vindecare. Că de eu mă duc dă voie și de ce dă voie ca să vină un caz mai de mare. Mai mare, mai mare. Da. Da, eu, eu mă duc pe, pe cazul meu, că eu am fost bolnavă 5 ani de zile și Dumnezeu n-a permis niciunui medic să mă vindece. Dar niciunul mă duceam la toți și toți să uitau la mine și unul chiar mi-a zis că sunt bolnavă închipuită. Da, da. Da, deci n-a permis la niciunul și cinci ani de zile până nu am făcut eu acolo o schimbare în mine, nu s-a. Și am zis că așa cum a venit boala așa a plecat. Și a fost de fapt o, o îndrăjire, ceva, nu? Da, da, da. da și a blocat te Îți lua exact. atenția și te ducea în altă parte. Da, păi era... să Iei atenția de pe tine, să nu mai te gândești da. la tine. Da, da, da. Păi boala asta a făcut. A făcut-o, nu mai împășat de nimic din lumea asta. Dar de absolut nimic. De la fel este și cancerul. Cancerul este o preocupare da. exagerată pentru, pentru sine. Da, sine. exact. Văzând Iisus noroa mult de multe împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cea parte a mării. Atunci a venit la el un cărturar și a grăit, Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Isus i-a răspuns, Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi. Fiul omului, însă, nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici îi zise, Doamne, dăm voie să mă duc întâi și să îngrope tatăl meu. El deci, însă i-a zis. Sus, e, e interesant. Deci, tot, tot ce există are o siguranță cât de cât, nu? Și da. uite, fiul omului nu are nicio siguranță. De fapt. Da. Ca să poți să ai acele puteri, trebuie să n-ai siguranță. Da, da, da. Deci nu este, de fapt, un lucru rău, este soluția. Este soluția de purificare a Sufletului. Deci noi căutăm în viață o siguranță, ori uh, siguranța aceea îți ia din energia vieții, îți ia din, îți ia din siguranță. De siguranță îți, îți mănâncă siguranța numai, mai nesiguranța îți dă siguranță, pentru că te lași în mâna lui Dumnezeu și El are grijă de tine în toate modurile posibile. Dar modul cum e prezentat aici cum sunt, este ca un regret, nu e adevărat. Da. Deci nesiguranța este de fapt prezentată lui Dumnezeu că este lăsare de sine în mâna lui absolută. Știi ce ne lipsește nou în viață? Absolutul ăsta. Adică o convingere și o fermitate că indiferent ce s-ar întâmpla, noi să iubim oamenii așa cum sunt. Să nu vrem niciodată să schimbăm ceva din viață, să o lăsăm așa cum vine. Da. Și hotărârea asta să fie definitivă. Când este definitivă, indiferent ce se întâmplă, și să nu, nu, să nu te afecteze. Ajunge să nu te mai afecteze. Da. E, da. De, deci, în momentul în care ai puțin, nu mai ai ce să pierzi. Și nu te mai preocupi să aperi ceea ce ai. Și atunci ești liber. Deci ești liber nu când ai lucruri și obiecte și siguranță, ci ești liber când nu ai siguranță. Da, da. E dos. Totul e dos. Totul e pedos. Totu pedos. Totu pedos. <laughs> Un altul dintre ucenicii zise, Doamne, dă-mi voie să, să mă duc întâi și să îngrop pe tatăl meu. El însă i-a zis, vină după mine și lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Aici vorbesc de cei care da, care morți, trăiesc oamenii, și nu oamenii. oamenii. care sunt, dar sunt goi. sunt, sunt da. Știi da. care sunt aceștia? Ei, ei sunt cei care au bine, au de toate, dar nu mai au suflet. Exact. Sunt morți. Da. da. Intrând în Corabie, ucenicii lui îl urmară. Și iată că pe mare se iscă o furtună atât de aprigă încât Corabia se învăluia în talazuri iar el dormea. Deci nu își făcea nicio grijă. Da. Atunci ucenicii veniră la el și îl deștepta spunându i Doamne, mântuiește-ne că pierim. Iisus le zice, De ce vă este frică puțin credincioșilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină. O clipă. Deci da. frica uh, uh, arată necredință. Da. Dar necredința înseamnă atașament de materie. Da. Cel care este atașat de materie nu are credință și are frică. Da. Da. Cel care se duce la uh, biserică și se roagă, are frică că își pierde ceva, că de aia da. se roagă. Da, da, da. Cel care uh, nu are mai mult decât are nevoie, are credință și nu are nevoie să se roage pentru că nu are frică. Da. Pentru că nu are ce să piardă. Și totul revine la posesie. Posesia înseamnă ego, înseamnă frică, înseamnă atașament, înseamnă suferință pentru că ai ieșit din echilibru. Adică ești preocupat numai de binele propriu și omul își pierde, își pierde armonia interioară. Da. Își pierde sufletul, își pierde liniștea, pacea. Și atunci vine, vin forțele cerului și distrug tot ceea ce prețuiește mai mult. Dar să înțeleagă fiecare că îi le va distruge fără, fără posibilitatea de a face ceva. Că nu, se, nu te poți apăra. Deci hotărârea divină nu te poți apăra. Că ți-a -ți mintea și te face să pierzi. Sau îți aduce o pierdere de nu te vezi și aia e că nu te poți apăra. Trebuie să, să că în față este Creatorul Universului. El este un sistem infinit și uriaș, care este bazat pe iubire și orice pune noi pe primul plan din lumea aceasta, atacă iubirea, pentru că apare frica de a pierde. Deci noi ne atașăm și apare frica de a pierde. Din cauza asta, lucrurile pe care le puținim cel mai mult ne fac cel mai rău posibil. Lumea aceasta ne face rău nouă. Deci noi dorim întotdeauna, omul care dorește plăceri, bunăstare, comodități, satisfacții, el de fapt ușor, el de fapt își vrea moartea, este o autocondamnare, este autoblestem. Omul care își face o casă mai mare decât are nevoie și și o mașină mai frumoasă și câștigă mai mulți oameni, se, bani, se, se blestemă pe sine. E autoblestem. Adică se omoară mai repede. Pentru că îi crește orgoliu, trebuie să vină neplăcerea din față și durerea, și până la urmă îl scoate. El, când vine durerea, se agață și mai mult de viață, și atunci trebuie mai mult să fie desprins, și, de fapt, grăbește moartea. Sunt sinucigași ca Da, care pun preț să exagera pe exterior, și nu mai pe exterior, pe binele lor, pe adevărul lor, că sunt, sunt bunuri simbolice. Adevărul, da, da. dreptatea, sunt bunuri simbolice. Nu, nu vezi o corespondență în materie, dar el există pentru că le pui pe primul plan. Sigur. Nu ai voie să faci ceva, pentru că noi suntem o ființă comună. Nu trebuie să susții adevărul întotdeauna celălalt are, are dreptate. Nu trebuie să te luți pentru dreptatea ta niciodată. Nu ai nevoie. Liniștea trebuie să fie mai mare decât dreptatea și adevărul nostru. Da. Deci, lăsarea de sine este intrarea în Dumnezeu. Uite-te! Oamenii zic că sunt credincioși, se roagă, fac penitență, se stau acolo la liturgie, dar nu se lasă pe ei. Păi dacă nu te lași pe tine, nu ai, nu ai puterea asta să te lași în mâna aceea, să faci voia același și nu voia ta, unde e credință? Că numai acela are credință, care se poate lăsa pe sine în mod desăvârșit. Că zice în Biblie, în împărăția mea nu va intra decât cel care se lapătă de sine în mod desăvârșit. Unde e lăpădare? Că e apărare acolo, e luptă. E lipicios. Da. E lipicios, se leagă de materie. Da și, și te desprinde. De ce? Te duce în zero pentru că devii agresiv. Nu ne e frică că pierdem ceea ce posedăm, pentru că posesiile ne dă o siguranță în viitor, da? Ne este teamă să pierdem siguranța și o vom pierde. Cu cât teama este mai mare, cu atât posibilitatea de a pierde este mai mare. Și, Mare, știi că spuneai mai devreme că la gogoșeria, covigăria, plăcintăria, e cât un soldat acolo... Și dacă ne gândim la treaba asta, că Dumnezeu pune câte un soldat ca să ne ajute să ne scadă, uh, hai să ne gândim câți soldați din aceștia găsim la porțile bisericilor. Ca să ne dăm seama ce exact. atașamente acolo. Exact, exact, exact. Că de fapt se duce la biserică, că el are un atașament de materie și vrea o siguranță să nu-și pierde averea sau vrea să-și mulțească averea. De a merge da, la Dumnezeu. Da, om. da, da. Și da. soldații acolo care stau și cerșesc ca să arate tot atașat. Deci tu nu s-a da. rezolvat. Intri în biserică, dar tu nu, -ai, tu nu te poți lăsa în mâna lui Dumnezeu. Deci unul să fie, doar unul să fie, arată că câți au intrat în biserică. Au intrat o mie, ăia, ăia o mie, da, tot... nici unul nu este cum trebuie. Dacă da, un, un ceșetor este în față, arată lucrul acesta. Dacă da. sunt doi, trei, îți dai seama ce e acolo. Deci, că ia pe, în valuri. Deci, ne zice, bine, ai trecut de primul și nu ai, nu ai făcut jefă. Dar și al doilea, că de-aia există jefa, pusă acolo. Zice, adu darul pe care l-a rânduit Moise spre mărturie lor. Deci, ai, da. ai primit viață, ai bunăstare, nu știu ce. Și tu nu sacrifici. În mod normal, omul vine la uh, biserică ca o, o instituție a sacrificiului. Da. Unde el să se ducă să sacrifice celor. Și acolo să strâng oamenii sărmani și ei să fie să fie ajutați de noi. Dar uh, asta ar fi. Ar fi uh... Deci, când treci de porțile acelea, trebuie să fii curat la suflet, adică să fii fără fără apărare. Dar toți de acolo au apărare, ei, ei vor mai mult bine pentru ei. Adică ei se duc la biserică și se roagă pentru ce? Se roagă pentru diavol. Pentru că da, acest da, mai da. mult bine pentru diavol. Deci ei vor mai mult bine pentru diavol. Și îi spun lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, adu-i diavolului din mine o casă mai mare, adu-i o mașină mai frumoasă, fă să câștige mai mulți bani, să aibă o poziție mai de frunte în societate. Da, da, Satisface-i da. Doamne, diavolului din mine. Asta fac oamenii. Pentru că orice cerință din asta este pentru diavol. Da. Sufletul nu are da. nevoie de nimic din ea. el. El, lăsându-se în mâna Dumnezeu, Dumnezeu îl, îl ocrotește. Este exact situația în care este Andreea. Andreea nu face ceva deosebit, doar se lasă în mâna lui Dumnezeu și uh, toată lumea are grijă de ea. Deci nu își face grijă de ziua de mâine, nu are nicio siguranță, nu are nimic. Aia este credința. Da. E o măsură foarte înaltă. Andreea este foarte înaltă. Pentru că este, este împreună, e, e familie, e împreună cu soțul și are un copil. Da, care da. trăiește în același condiții. Și care cu, Dar e sigur credința, că se va comporta la fel. Credința mare este a soțului, iar ea are puterea de lăsare, de a se uh, lăsa lui. Da. Și atunci -a. vine și la ea, da. Dar el este cel care are credința asta și care a adus-o a pe drumul ăsta. Și vezi femeia câtă, câtă dorință are, că ea așa a învins natura, natura feminină care vrea stabilitate și siguranță. Da. A renunțat păi, de la. În, în podcast povestea ce fel era, cum s-a dus după materie și cum. Da, ca fiecare, nu a făcut nimic deosebit, să zicem, dar a visat materie pentru că așa a luat modelul din familie. Dacă poți, îți rog frumos că așa se face cu oameni de valoare. Faceți -se un serial. Deci faceți -se da, în fiecare da. săptămână cu Andreea, cu Eugenia. Da. Să fiecare da, săptămână figur. cu cineva care este de valoare. Da. Va avea tot timpul de spus ceva. Nu se oprește niciodată. Da, da. Sigur, și facem nu neapărat. Asta le spuneam. Nici nu trebuie să fie foarte lungi. Să fie. O, oră, o informație. Așa, acolo este suficient. Da. Să fie informația. Nu da. trebuie de două ore. O oră e suficient. Dar simur. oamenii aceștia să fie mereu prezenți, pentru că au ce să ne spună. Da. Și simur. ei fiind trăitori, trăitorul este convingător. Și simur. el vorbește sintetic, el vorbește din experiența lui, nu vorbește din cărți. Niciodată. Da, 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 deci simt. sunt foarte valoroși oamenii care au trecut. Da. Eu prima dată când am discutat că Eugenia avea un, un vraf așa de caiete din la studențești pe masă, nu știu, 3-4 caiete din acelea, studiase cărțile la creon. Da, da. Deci, da, și acum are o acuratețe în gândire, o, o claritate extraordinară. Da. Fantastic. Da. Ajută și ascultarea binariilor, dar, cum ai zis, trebuie și o muncă personală. De da, pe studiu asta. personal, da, exact studiu cum zic că stăpâi la lume. Da. da deci voi sunteți idolatri și tainele sunt, uite, pe să... nu, nu vi l am scos. Nu că dacă da. vi le ascultăm, vom muram. Sunt da, aici, da. dar treceți peste ele. Eu însumi, anul trecut, când am încercat să comentez Biblia, nu le-am văzut. Nu am văzut. Și mi-a dat Dumnezeu voie și mi-a dat voie la toți doar în momentul în care am ajuns la conceptul unirii uh, contrarilor. Când am ajuns, am ajuns acolo, am înțeles că Dumnezeu este în toate pozițiile și am început să văd. Citisem și înainte propozițiile acelea, dar nu le-am văzut. Marius, dar eu mă gândesc, uite, de când a început școala iubirii, cum a lucrat Dumnezeu așa, adică a avut un plan clar cu noi, cum am trecut noi prin toate etapele, cum și femeile care au rezistat în școala iubirii că voi ne-ați biciuit rău de tot, voi bărbați Ne-ați biciuit și noi am rezistat acolo, mai, mai lăsam noi capul jos, mai scânceam puțin, dar am stat pe baricade, pentru că știam că e adevărat ce spuneți. Da, azi, da. aveți și o intuiție deosebită. Da, dar cum l-a făcut așa în trepte, exact, fiecare treaptă și-a avut rostul. Da, cu toții am urcat treptele acestea, da, că da. Nu, e, nu e apanașul cuiva această înțelegere, e comună. Sigur, da. împreună. Am da. făcut schimburi, am pus în comun ceea ce am înțeles, fiecare. Da. Noi aici pe grupa asta și facem, punem în comun. Da, da, da. <coughs> Înțelegerea. Da. Și luăm și gândim, integrăm acele lucruri și gândim și urcăm mai, mai departe. Pentru că uh, noi fiecare avem limite dacă sunt, uh, suntem singuratici. Da. Simt. Noi funcționăm decât ca un creier comun. Atâta. O ființă comună. Atunci funcționăm noi optim. Și aici experimentăm această ființă comună. Da. Iar energia grupului se simte, se simte întotdeauna și. Uh, parcă ne entuziasmăm împreună toți odată, parcă suntem așa <laughs> unu. Yeah. E foarte wow tot ce se întâmplă. Uh. Iar oamenii se mirară zicând, ce fel de om este acesta că și vânturile și marea ascultă de el? Când trecut dincolo de ținutul ga -ga darenilor, îl întâmpinară doi demonizați care ieșau din morminte și atât de cumpliți încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică, ce este nou și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? ce îmi place când zice aici, ce este nou și ție? Da, da, da. Ce, 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 ce ți este ție și mie? Exact, da. Ai venit aici mai înainte, de vreme, ca să ne chinuiești? Deci, fii atent că demonizații l-au recunoscut. I-au recunoscut se simte imediat curitatea da. omului se simte. Da. Are fermitate, are putere. Sigur. Departe de ei era o turmă mare de porci la pășune, iar demonii se rugau de el și ziceau, dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Atunci le spuse, duceți-vă, iar ei venind se duseră în turma de porci. Iar, și iată iei să... iei ieșind. iar ei ieșind, da, se duseră în turma de porci. Și iată că toată turma se repezi de pe și în mare și pieri în ape. Da. 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 E problemă. E problemă. Pentru că atunci când ajungi să fie omului Dumnezeu, adică să fie înfrânt cu inima și să ai multă dragoste, ai și compasiune față de diavol. Eu am povestit da. că l-am întâlnit față în față de câteva ori și într-o o, o dată când mi-am dat seama că n-am niciun fel de teamă față de el, că teama noastră este puterea lui de a te prinde și nu mă da. mai putea prinde, mă uita la fața lui, era mărât. Era mărât, era înfrigurat, era Pricos, știi? Aceste diavol. Și m-a apucat mila. <laughs> m-a prins o milă față de el și m a dat seama că el cerea ajutor, în sensul că el este acolo datorită nouă, pentru că noi suntem radical, că împărțim în bine și rău și îl, 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 ținem acolo pe, pe diavol. La momentul în care vezi totul egal, dispare iadul, dispare diavolul și le liberăm și pe el de acolo și așteaptă. El așteaptă de la noi. Deci nu e de aruncat în o turmă diavolului. Nu? Ci dragostea ta îl va schimba și pe el. Eu mă închipui că un, om ca Isus, pe exemplu, sau un om divin, când apar un diavol în fața lui, diavolul acela s-ar schimba imediat. Pentru că exact cum a putut el să salveze oamenii de la bolile la imense, nu? da, da. da de ce să nu poate să-l facă și pe diavol, să-l schimbe pe diavol și să îi, îi schimbe natura? Nu? Același lucru. Eu nu înțeleg de ce să-l arunce în turmă. Da? Că dacă poate să-l recupereze, că este un om acolo care este diabolizat. Da? De ce să nu, de ce să nu-l vinde? Și dacă i-ai vindecat pe ceilalți, de ce să nu-l vinde și pe diavol, pe omul diabolizat? Erau niște oameni. Nu, el zice că a scos din om diavolul. Așa explică. Deci sunt două entități separate, omul și diavolul. Asta vor ei să zică. Și doar diavolul l-a scos și l-a băgat în porci. Și omul zice, a scăpat. În, în întâmpinare, doi demonizați. Da. Deci doi oameni. Doi oameni demonizați. Păi... Care ieșeau din morminte. Da. Și ce ai... Ce ai? Uh, ieșeau din morminte și atât de cumpliți încât nimeni nu putea să treacă de cala. Lot. Da. Și strigarea la Iisus că de ce ne chinuiești, da? Da, da. Și iar demonii se rugau de el și ziceau, dacă ne scoți afară, da. primite ne, -ne tu ne mai de poți. Și aici, uh, păi de, de ce se poate ne... din omul de, de... Să se schimbe? Da. Da, să schimbe. Și acum tot ce spuneai tu, eu chiar mă gândeam la, la, viața asta noastră. Uite, un om care, cum zici tu, e demonizat și face urât, face în fel... Deci omul ăla nu se va potoli niciodată cu rău, decât cu iubire dacă te duci spre el. Da, da, așa Da, pentru că dacă te duci cu rău, întotdeauna îl vei hrăni, îl vei îndârji. Și el a aplicat același principiu pe care l-a aplicat la oamenii aceia bolnavi. Da. Deci a încercat să să rezolve efectul, <coughs> să, scoată, da. să scoată boala, să scoată demonul din ei, la fel ca la boală. I-a mm -hmm. vindecat, vindecând efectul. Nu se vindecă așa. Nu, nu pe efecte. Pentru că uh, oamenii aceia aveau o gândire disfuncțională, gândirea aceea va crea în continuare diavol. Da, da, da. Gândirea critică, acuzatoare, uh, creează tot timpul diavol, uh, perpetu. Deci nu i-a vindecat deloc. Da. I-a scos și ei vor veni, că sunt peste tot mm -hmm. în jurul nostru. Povind da, la loc. Da. Deci n-a rezolvat nimica. Eu mă închipui cu un om sfânt, se adresează numai cauzei. Și mult mai de folos este înțelepciunea lui, înțelegerea lui să o transmită oamenilor decât să facă să lucreze pe efecte, că efectele nu durează, pentru că nu, nu le-a da. nu le, nu le schimbat înțelegerea. Nu i-a făcut să înțeleagă și nu are cum să se schimbe. Că vor chema în continuare exact. diavolii la ei. Uite, un Simen. prieten de-al meu a făcut în felul următor. Cum a intrat? Diavolul intră în momentul în care noi avem o critică așa de mare, care ne produce o spărtură în câmpuri. Da. Adică am avut o, o dramă în viață, dramă care rezultă vine tot din absolutizarea virtuților și idealurilor. Și exact. în raport cu nu știu ce virtuți, noi am zis că este un lucru rău și imediat se naște mânia. Mânia aceea sparge câmpurile și intră ființele astea întunecate care sunt în jurul nostru. Ce a făcut? Da. La o oră de sport, când era la școala generală, s-a supărat foarte tare pe profesorul de sport. Profesorul de sport nu știu ce a făcut, i-a dat o palmă, a fost foarte dur cu el și el simțea nevoia... S-a simțit nedreptățit și ar fi vrut să reacționeze, dar era prea mic și nu avea forță și nu putea. Ura aceea pe care a păzit-o el i-a spart câmpurile și a autodistrus câmpurile și pe acolo a intrat ființa întunecată și eu. A purtat-o cu el 50 de ani. Da, da. Deci, când l-am întâlnit eu și s-a transformat în ființă întunecată, de atunci era, de când era mic. Deci ființa întunecată oare, a răcuit în el. Și și putere cât stă în tine ființa? Păi cum să nu, în momentul în da. care ceva uh, nu ți iese cum vrei tu, te mâni și ăla acționează, ăla se ridică la suprafață. Da, da, da. De da Cel da, da. în el, este demonizat, efectiv. Spune și mie, cum poți să-l scoți? Păi, păi, nu, deci nu poți să-l scoți scoțând demonul din el, că el trebuie să-și da. dea singur afară. Adică nu poți decât să îi dai acea înțelegere care să fie atât de evidentă și el să o exerseze așa de mult că trebuie da. argumentele la, că fără argumentele alea degeaba inversează omul. Să exerseze argumentele așa de mult încât să îi se pare evident că nimeni nu este vinovat, că este aceeași problemă întotdeauna. Deci el s-a da. diabolizat crezând că oamenii sunt vinovați. Trebuie să facă operația inversă și să aduce argumente că nu au fost în viața lor vinovați. Da, exact. ei au răspuns cu ceva din tine, cu agresivitate, cu nemulțumire sau cu absolutizare. Că dacă avem, absolutizăm o anumită conduită, nu? un ideal, o virtute, atunci îi pui pe oamenii din față să-ți distrugă virtutea. Nu e... I-ar fi făcut altceva. Adică îi pui efectiv, îi condamn să, să vină împotriva ta să, să scadă. Ei, de fapt, se sacrifică pe sine, ca da, să salveze da. ție viața și să te curăți. Dar noi nu vrem, rezistăm, luptăm și atunci ne spargem câmpurile. Da. Că lupți cu ce? lupți cu divinul. Deci întotdeauna trebuie să înțelegem că omul care ne face rău, ne face ce mai mare bine posibil și faptul că ne face rău vine e, e din poruncă de sus. Deci mm -hmm. este o brăznicie e imensă să te, să te opui la omul care îți face rău. O mare nebunie. Da. Că omul ăla nu-ți face rău că vrea el, ci Dumnezeu îl pune pentru că în față este creatorul Universului. Este exactă experiența cu măștile de la început, de la doi ani. Da. Toți sunt divini, Păi după aceste manifestări Marius, cred că fiecare din noi, mai puțin tu că tu nu știai nici să te superi, fiecare din noi am avut câte o turmă de asta de, de diavol în noi, după cum ne-am manifestat de-a lungul vieții. Fiecare... Ne-am supărat, ne-am enervat, ne-am... Apărat. Ne-apărat, apărat. Și apărăm, da. apărăm diavolului, de fapt. Da, da, îi apărăm. Întotdeauna când ne apărăm și ne supărăm, diavolul se supără, se da. mânie, se furie și uh, luptă pentru dreptatea și adevărului da, da. și pe el îl apărăm. Sigur. Întotdeauna când luptăm, zicem că ne apărăm pe noi adevărul și dreptatea noastră, nu pe noi ne apărăm. Ne apărăm da. un diavol. Da. Uite, văd lucrul ăsta foarte frecvent la preo și la călugări. Au o agresivitate cumplită interioară, ascunsă, în momentul în care uh, ieși din dogma respectivă, atașamentul de dogmă, este, dogma este un bun simbolic. Da, da, da. Este la fel ca atașamentul față de adevărul tău, dreptatea ta, dogma devine, că pusă pe primul plan este diabolizare. Uh -huh. Și se vede foarte clar când, ieși, când spui altceva decât dogma respectivă, el devine agresiv. Exact. Agresivitatea aceea înseamnă posesie. Da, da, da. al lui, răutatea, reactivitatea, faptul că reacționează imediat, aia înseamnă diabolizare. Da. Uite cum sunt înlănțuite toate. Cum da. una duce. Spre cealaltă. Pentru că putea să fie iubire și nu a fost. Da. Putea să accepte și nu a acceptat. Putea să cedeze și nu a cedat. Da? Deci puteai să fii una cu Isus și nu ai vrut să fii Isus. Deci nu, 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 nu ne convine. Pentru că noi vedem iubirea ca o pierdere. Iubirea doar dăruiește. Știm foarte bine ce înseamnă iubirea. Știm, nu că nu știm, știm foarte bine și nu, nu o vrem niciodată. Pentru că știm ce să evităm. Știm cum să fugim de ea. Iubirea înseamnă acceptare, cedare, renunțarea da. la binele individual, la adevărul tău, la dreptatea ta. Și nu, nu putem ceda. În momentul în care cineva îl poți verifica așa de ușor, știi, îl zgânde puțin, să vezi cum luptă pentru adevărul lui. Când a luptat pentru adevărul lui, este o ființă diabolizată. Da. Ce da ce să faci adică nu e problemă să te să încerci să-l convingi, nu viața, Dumnezeu din față va veni continuul va uh, lovi în mod repetat în toate modurile posibile până va înțelege dacă va înțelege dacă nu va înțelege, asta este deci omul are nevoie ca să poată să înțeleagă de suferință suferința nu este descos din viața lui, ci suferința este semnul că, că el este căzut este o ființă căzută, de căzută. Și că Dumnezeu te-a băgat în carantină. Să da, te-a băgat în carantină. <laughs> Și te tratează că ești eu. în școala de corecție. Corecție, da. Să dăm Continuăm? Da iar păzitorii fugiră și ducându-se în oraș, spuseră tot ce se întâmplase cu demonizații. Atunci tot orașul ieși într-un tâmpinar al lui Isus și văzându-l, îl rugară să treacă din hotarele lor. Oh, capitolul 9 da, nebunie, omul ce... Adică omul întotdeauna așteaptă ceva, un miracol din afară, dar el să nu muncească, să nu facă nimic. Da, Poi... ca la circ, ca la Oamenii, circ. ăștia nu, nu rezolvă nimic, nu se schimbă nimic în viața lor. Da, da. Poate dar știi unii ce? foarte în rar -am... sunt impactați. Unii rar sunt impactați de astfel de lucruri, dar foarte rar știi se cum? mișcă ceva în ei, poate. Noi credem că uh, uh, așteptăm minuni din afară, dar nu vrem să ne schimbăm noi pe noi înșine. Păi nu putem să ne schimbăm, că noi credem că suntem ok, că suntem perfecți și că exteriorul e de vină. De asta nu ne vrem să ne schimbăm. Și mai departe, mai departe este vorba, ești în sistemul da. divin aici, în iubire. Da. Sistemul da. divin reacționează perfect la toate nebuniile noastre, la toată opoziția și rezistența noastră. Și oricum el există acolo, nu era nevoie de un ca să vină ce? peste, peste sistemul perfect sistemul e perfect, zi de zi suntem loviți din față, ne, ne curăță în toate modurile, ne calcă în picioare, prin oameni, da. prin necazuri, e perfect. Nu ai nevoie să, vi, să vină cineva din afară ca să ce? Că măcar vine, vine, să zică, domne, ești în sistemul acesta Le atelier care este perfect, da? te lovește în toate modurile posibile de dimineața până să ce nevoie de altceva? Da, da, da. Adică nu, nu e nevoie de, de un om mai presus decât alți oameni, că nici nu se poate așa ceva, că a zis că toți suntem Fiii lui Dumnezeu și suntem Sfinți. Nu, chiar aici, da. în va cea acea după Matei. Da, 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 da. Și nu are rost nimic, că el oricum lucrează sistemul ăsta, că trebuie să se apă, pentru că armonia sistemului depinde de neagresivitatea noastră. Când noi da. facem totul in, pentru binele individual, intrăm în conflict cu interesul comun. Intrăm în conflict cu interesul sistemului, care este da. bazat pe armonie. Și imediat ne lovește. Păi, dacă el ne lovește, oricum, ce ai nevoie de altcineva să spună, ce să spună, că nu te poate învăța nimica. Oricum te învață sistemul. Deci, prin... noi învățăm numai prin, prin suferință. Și da. atât. Nu. Deci, uh, uite-te, pe exemplu, în Templele Zen, ucenicii sunt puși 11 ani de zile să facă corvoadă. Să muncească pentru că să-i slujească pe ceilalți, să fie ca o căpă. Ei, muncind așa și fiind umiliți de toată lumea și exploatați, învață singur care este calea. Adică, dacă ei uh, învață să se supună celorlalți, supunerea e de învățat. Și apoi vine învățătura și îi zice, supunerea e lucrul cel mai important. Păi stai puțin că am trăit-o și o recunosc. Deci, înțelegerea, înțelepciunea vine după ce ai trăit, nu vine exact. înainte. Deci, nu poți să-i da, da. cuiva. O, o, înțelegere că nu are cum să o primească. Că exact. dacă lui este bine, nu o ascultă, nu mă aude. Deci, oricum, nu-ți face problemă. Viața te învață și nu e nevoie de nimic, nimeni superior care să te învețe, că și așa nu-l în N-ai urechi să auzi. Păi n-ai cum să auzi. n cum. Da, da. Deci n trebuie să suferi și mult timp, uite, 11 ani, ca după aceea să poți îți dai seama că toată înțelepciunea este în tine. După 11 ani, când citești Vechiul și Noul Testament, îți dai seama că tu, de fapt, ai făcut așa sau ai înțeles aceste lucruri. Deci toate lucrurile vin la momentul potrivit, ți se întâmplă exact ceea ce trebuie să se întâmple, te scade Dumnezeu fără nicio grijă, care toate instrumentele la îndemână, îți dă boli, îți dă necazul, suferință, pierde, de nu te vezi, nu e niciun fel de grijă, nu ai nevoie. De ce să te rogi la Dumnezeu? Omul se duce, e un fals rugăciunea al nostru. Cum, nu mă duce pe mine în ispită, să crezi tu. Te duce în ispită și te, te calcă în picioare, de nu te vezi. Ai construit o casă mare, ți-ai făcut un program din ăsta de autodistrugere, de nu te vezi. Și te urmărește oriunde mergi tu. Oriunde mergi, casa aia pe care o ai, să zicem, la New York, te va urmări, te va distruge. Avea mai mult decât ai nevoie, nu e de râvnit. Nu e vorba despre noi. Noi ne uităm cu invidie, dar aiura. Nu ai. Deci tot ce depășește necesitatea înseamnă moarte. Deci oamenii care au mai mult decât le trebuie, este moarte pentru ei. Nu mai vorbesc că nu se trece de fluviu de gânduri, imposibil, că trebuie să, fii, să ai puțin. Dumnezeu este în puțin. Cine vrea pe Dumnezeu? Oamenii când se duc la biserică vor mai mult. Nimeni nu vrea mai puțin. Este imposibil. Deci ei nu-L vor pe Dumnezeu, că ei vor mai mult bine pentru stabilitate, siguranță, să le dea sănătate, să reușească în viață și mai departe. Asta ceri lui Dumnezeu. Un bine din lumea aceasta și nu le dă că se închide, se închide legătura cu Dumnezeu. În clipa în care ai cerut ceva din mea asta, pac, să te ia legătura cu Dumnezeu și să fii sănătos, că vine tot necazul peste tine. Adică ți-ai făcut program de autodistrugere și te termină. Este blestem, păi, e autoblestem. Deci în momentul în care cer ceva din lumea aceasta, cer ceva din lumea inferioară, în condițiile în care sufletul este superior. Ce să cer din mea asta? Că n ce să cer din ea nu poți să cere absolut nimic, atunci trebuie doar un singur lucru să faci, să manifesti însușirile divine pe care le ai. Sunt ale tale, ești o ființă a cerului în continuare. Nu îți trebuie nimic de la nimeni, trebuie decât să dăruiești fără să aibă o pretenție, să aștepți ceva și să ți se dea ceva. Nu e nevoie să-ți dea nimeni nimic. Atunci când nu mai aștepți nimic, atunci Dumnezeu are grijă de tine, dar nu mai mult. Niciodată nu-ți va da mai mult decât ai nevoie. Păi, dacă omul vrea ceva, se duce la biserică să se roage, face pomelice, să se mai roage și preotul chipurile pentru el, că dacă n-ar vrea nimic, nu s-ar mai duce să se roage, n-ar mai avea de ce să ducă la biserică, să facă ce. Și e simplu. Știm da. de ce ne ducem la biserică. S-a terminat. Da? din Cabernau. Păi ne ia tot timpul cu efecte. Ia efecte da. aici, da. ia scoate l pe diavol de acolo, stai puțin, că la revine la loc. L-ai scos da. tu acum, dar n-ai nicio garanție că nu revine la loc, pentru că nu i-ai scos cauza. Cauza de este atașamentul este. de materie, faptul că și materie și viață, că există, sunt bunuri simbolice, viața, atașamentul de viață. Atașamentul de viață caută, cheamă automat forțele celor spindere. Pentru că noi atacăm viața. Când ne lipim, este frică să o pierdem și atunci începe să pierdem viața. Mecanismele sunt automate, nu avem niciun fel de șansă. Toată tot sistemul ăsta universal al iubirii, menține coeziunea a tot ceea ce există. Deci tot ceea ce există are formă și margine, dar tu uita aceste iubiri, totul ai iubire. În momentul în care ai retras iubirea, s-a destrămat totul. Deci nu se poate lupta împotriva uh, iubirii pentru că ea este reacțiunea de existență și de a fi a Universului. Este imposibil. Da. da. Și noi uh, suntem o furnicuță care luptă cu ce? Cu elefantul. Da. Imposibil. Ne batem cuvântul. Ne batem cuvântul, da. Da. Eu nebun e, suntem nebun. Și când da. văd paraliticul adică, din care mai rău scoate în evidență că i-a vindecat pe ea. Da, domne, dar i-ai lăsat acolo toate racile lor, toate ura lor. Nu s-a ai vindecat nimic. Atâta da. timp cât o, nu ai unit contrarile, omul rămâne bolnav și perpetuează boala. Trece din una în alta. Da sau să duce pe copii sau eu știu. Da, da. Da, le pune lor în cârcă. Sigur. Mergem mai departe? Da, nou. No. Paraliticul din Capernaum, Matei și ucenicii lui Ioan Botezătoru, fica lui Iair și femeia pătimașă, doi orbi și un mut, secerișul și secerătorii. Intrând în, e în frumos, corabie... Mate, e cel mai frumos, e mai complex. da. Ioanei Intrând... Uh, intrând în corabie, Iisus trecu din coace și veni în orașul său. Și iată că i-a duseseră un slăbănoc zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, zise slăbonogului, Îndrăznește, fiule, păcatele tale sunt iertate. Hey, iată, știi? Iar o luăm de la capăt. <laughs> Dar unii dintre cărturari ziceau într-o sine, Acesta hulește. Și Isus știind gândurile lor, le zise, pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Că ce este mai lesne a zice, iartă-te, iertate sunt păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă? Ci ca să știți că puterea are fiul omului pe pământ a ierta păcatele, atunci zice slăbonogului, scoală-te, ridică patul tău și mergi la casa ta. O clipă. Deci... Da. Uh, uh... Scripturile sunt scrise de un povestitor Sunt, sau da. mai, sunt mai mulți povestitori da. Sunt luate din mai multe texte dinainte nu Din Înțelepciunea poporului, și mai departe Făcut acolo, amestecat Făcut un melanj Faptul că accentul este pus pe efect Pe repararea efectului eu nu mă închipui cu un om care este sfânt Să se, se adresează efectului Că e, e zadarnic E o zadărnicie da. nu, nu ar putea să facă lucrul ăsta Ar fi suficientă prezența lui Și oamenii s-ar vindeca Știi? Dar nici asta nu este important Pentru că nu le, tra, nu, nu le transmiți Ceea ce este esențial Să le transmiți nu este important Pentru că oricum sistemul iubirii da. și al iubirii Universului te execută de dimineața până seara, n a nicio grijă. De ce, ce e nevoie de un om ca să, să facă ce? Deci nu este nevoie. Uh, și noi aici, noi când vor, vorbim aici, noi vorbim pentru noi. Da, vorbim aici. pentru alții ca să-i schimbăm uh, concepție de viață. Uh, nu este nicio problemă. Viața în sine îl va schimba conceptele de viață. Uh -huh. În ritmul propriu, de înțelegere, de învățare, dacă nu în viața asta în altă viață, nu este problemă. Noi nu discutăm lucrurile acesta ca să schimbăm pe cineva. Și nu e pentru noi ca să încercăm să înțelegem mai bine. Nu ne adăsăm celălăți și nouă înșine. Deci vă să zic că sistemul acesta uriaș al iubirii, el își face lucrarea oricum. Nu e nevoie de cineva din, din afară ca să, ce să facă, să se ducă pe efecte când el lucrează pe cauze. De sistemul iubirii lucrează pe cauze, ți le, ți le distruge de, nu te vezi. La ce folosește să vină cineva ca să lucreze pe efecte, ca să omul să creadă în omul acela, să-l pui pe primul plan când toți oamenii sunt la fel, deci au aceeași cantitate. Toți suntem sfinți, scrie chiar în Matei, aici, toți suntem fiii lui Dumnezeu, Păi la ce rost toată, tot efortul acesta? Sau singurul rost al ei, al, al acestui efort, este că nu are niciun rost? Ăsta este singurul rost, e că nu are niciun rost. E, Marius, noi știm că are un rost. Toată această dute vino are un rost ca să ne facă pe noi să nu să nu găsim ieșirea din labirint. Da, da, este tot o lucrare divină, foarte bine, pentru că Dumnezeu lucrează și pe negativ și zice: "Bun, dacă da, nu da. înțelegi prin lecțiile care ți se dau cu milioanele zi de zi, Nimic, da, da. îți dau pe, pe direcția aceasta, te vei duce pe ea, vei pierde energie, da? Da, da, da? Pentru că te va lipi și mai mult, în momentul care cauți ceva mai bun decât altceva că de la de la Iisus vei lua virtuțile Le absolutizezi Aha. Vei vedea păcate Începi să devii intransigent Să urăști pe aproapele tău Dar da, nu-i nimic, da, e bine da, și da. că urăști pe aproapele tău Te da. voi dărâma și mai tare Te voi lua la țintă Ai intrat în bătăile săgeții mele și nu scapi Deci Deci uh, practic e scurtătura E o scurtătura E, scurtătura. Deci, e nu o scurtătura, de e o accelerare nimic, Da, accelerare da, și foarte da, bine da, da să, perfect. să meargă mai departe așa. Da, da. Um. Ei nu e de anul biserica sau alte sisteme sau nu Age. Toate sunt, sunt cu socoteala divină, sunt bune acolo și sunt acceleratori. Exact. Da. ai distrugere. De ce? Pentru că distrugerea te, te duce cât cel mai repede la iubire. Distrugerea. Adică durerea, uh. suferința, boala, pierderile, te duc la iubire. Deci da. nu sunt, noi, noi, căutăm să ne mântuim, să căutăm să evităm suferința. Nu! nu. Că oricum n-ai cum să scap. Sistemul lucrează independent de ce crezi tu. Da, nu da, da interesează da. De ce crezi tu. Și oricum el se uită la cauze și te ia la țintă, nu te distruge de nu te vezi. Dar faptul că uh, distrugerea este mai mare decât construcția este foarte important pentru că distrugerea este, se adresează egoului, distruge diavolul Ți-l ți dărâmă. Adică diavolul ce este? Casa aia mare, mașina frumoasă, banii aia mulți. Ăsta este diavolul. Da. Ți-l distruge într-adevăr și salvează sufletul. Fii fericit! Și chiar Fii dacă fericit. oamenii, noi zicem, ah, se duc, se duc în iadul întâi și sunt vai de ei. Da, e vai de ei acolo, dar în modul ăsta se purifică. Nu? Da. Se, e da. la spălare la mașina de spălat. E o mașină de spălat, mai... e o mai mare. Da, 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 de spălat Aici sunt 800 de rotații pe minut, acolo sunt 1400 de rotații pe minut. Să văd dacă da, da, da. <laughs> da, Nu e un lucru rău. Nu e la spălare. Deci cum o luăm, cum o sucim, tot de bine dăm de la Dumnezeu. <laughs> da, totul e bine. <laughs> da, nici măcar nu putem să ne să ne supărăm. Să ne uităm numai. Da, Dacă da. ne uităm, nu e adevărat ce spunem. Nu e adevărat, da, da, da. Dacă ne supărăm, nu e adevărat ce spunem. Da. De ce? Pentru că noi ești iubire. Mereu să, trebuie să verificăm dacă ce spunem noi este îngăduitor. Dacă da, este o îngăduință da. maximă, înseamnă este iubirea acolo și n-ai voie să lași sub formă de sentință, că te lovești pe tine. Fiind o ființă comună, când arunci sentința în afară, te-ai lovit pe tine. Da, nu se da. poate, nu este decât iubire. Dacă vrei să supraviețuiești deci te învață sistemul, te învață, dar nu spune așa direct. Ba, unor și spune prin oameni. Da, da. da? Dar trebuie să înțelegi. greu de înțeles, nu știu. Deci asta facem toată viața. Ne dăm cu stângul în dreptul. Da, până înțelegem. Până înțelegem. Că totul este numai iubire și că nu a fost niciodată altceva și nu va fi niciodată altceva decât iubire. Da. Așa e. Și sculându-se s-a dus la casa sa, iar mulțimile văzând acestea se înfricoșară și măriră pe Dumnezeu care dă oamenilor asemenea putere. Deci și mulțimile văzând acestea se înfricoșară și măriră pe Dumnezeu care dă oamenilor asemenea putere. Da, adică nu putem mări decât pe acei oameni care au nu știu ce puteri. Cam asta ne învață de aici. Alții oameni nu sunt uh, <gători> demni. Nu e nevoie acolo... de un om din afară ca să... Ce, ce să-ți dea putere ție? Că îți dă putere da. uh, sistemul iubirii care te calcă picioare. Ce altă putere vrei să... ți a dat bolne, da. cazul pierde și te-a nenorocit. Aia e putere. Că în momentul în care uh, ego-ul scade, te încași cu energie subtilă. Deci necazul da. este cel care îți dă putere. Îți dă și binele putere, că te stimulează. Dar da. noi de, de obicei... Uh, Căutând bine pentru, noi trebuie. Deci, binele ce înseamnă? Bine pentru ceilalți e binele tău. Dar binele exclusiv al meu, deci numai pentru mine, e rău pentru ceilalți. Și atunci noi îl luăm din binele comun și îl pogubim. Atunci sistemul trebuie să vină împotriva noastră să ne lovească. Deci, întotdeauna când punem binele individual pe primul plan, noi vom, vom aduce suferință asupra noastră. Noi vom chema suferință să se știe asta clar. Deci niciodată n-ai voie binele tău să pui pe primul plan. Tu să te mișorezi cât mai mic, cât mai, mai jos, dacă vrei să trăiești. Mi-am înțeles aminte că în armată cea mai eficace metodă de corecție era când cineva greșea, să știe că îi pedepseau pe toți. Erau pedepsiți toți. Și era cea mai eficace metodă să îi redreseze. Corect. Da. Exact ce da. face Dumnezeu, știi? Da, 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 da. Adică când noi greșim și căutăm mai mult bine pentru noi, toți din familie vor suferi. Da, da, da. Așa e. De acolo Iisus trecând înainte a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei. E acest Matei. De el vorbește. E vameș. Și i-a zis acestuia vină după mine. Și sculându-se a mers după Iisus. Și s-a întâmplat că șezând el la masă în casă Iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu el și cu ucenicii lui. Fariseii, văzând una ca aceasta, au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și, și cu păcătoșii? Isus auzind, le a le-a dat cuvânt. Vezi, vezi, vezi da. Deci am împărțit în păcătoși și nepăcătoși. Da, da, nu se poate. Dacă există împărțirea asta, înseamnă că omul acela absolutizează virtuți și idealul și devine intransigent. Dacă devine intransigent și nu numești păcătos, înseamnă că ești un diavol. Deci o ființă divină nu vede păcătos niciunde. Da. Nu vede. da. Pentru că pentru el, el nu absolutizează virtuți. El... El înțelege că divinul vine din față în toate formele posibile. Ia toate rolurile și toate măștile. Și El nu poate da. să acuze pe Dumnezeu că omul acesta este păcătos. El vede dincolo de omul acela, un Dumnezeu care ia un rol. S-a da, da, da. dus în culise și a luat o altă haină. E și ce, dacă e același actor. Da, nu? da da. da. hainele. Da. Și noi, când suntem la piesă de teatru, considerăm altceva că îl cunoaștem pe. Mălai mare, pe exemplu. Da. E același Sigur. actor și a schimbat hainele. Da. Și chiar îl admirăm. Uite ce bine joacă. Ce de roluri și-a luat. Uite ce bine joacă Dumnezeu. da, da, da. Iisus auzind le-a dat cuvânt. Nu cei zdrave ne-au nevoie de doctor, dar cei bolnavi. Duceți-vă de și luați învățătură ce însemnează. Milă voiesc, iar nu jertfă, că n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. Hai să ne oprim. Da. Deci, nu cei zdrave n-au nevoie de doctor, dar doctor. Doctor, da. Dar cei bolnavi. Da, dar dacă te pui în, în, poziția sistemului, sistemul te execută, nu e nevoie de ceva din afară să, da. să te vindece. El te vindecă în modul cel mai perfect posibil, pentru că știe cauzele, vede cauzele. Că nu poate să permită agresivitatea. Deci, el ne duce mereu în conștiința faptului că suntem o ființă comună. Acolo suntem noi în liniște și pace, în neutralitate. Acolo suntem noi în, în, în iubire, în fericire. Când nu vrem ceva neapărat pentru noi și vrem totul pentru ceilalți, atunci suntem una cu iubirea. Că iubirea nu se protejează și nu face nimic pentru sine. Este dezinteresată da. de binele propriu. Da? Și aici care mare problemă oa oamenii, că nu să vindeci bolile astea și toate necazurile care le au ei este problemă, ci să-i duci în iubire. Dacă se i duce, oricum sistemul iubirii duce în iubire, oricum face asta da. din -fă, până în seara cu fiecare din noi. Dincolo de... Deci toate sistemele astea exterioare sunt fără rost nu au nicio. Oră, pentru că nu sunt făcute din necredință în Dumnezeu. Biserica și toate instituțiile acestea de reparare se bazează pe o continuă, o continuă învârtire a noastră, adică suntem destabilizați continuu. Da, da. Suntem destabilizați și atunci ei, ei sunt cei care produc destabilizarea și tot ei zic că vii la ei ca să te repare. Dar nu e niciun fel de reparare pentru că sistemul iubirii, oricum, te repară. Deci, oricum, te, te distruge. Și uh, ei sunt acolo ca să uh, diminueze suferința, ori suferința e cea care te vindecă. Deci, tot ce fac ei este în zadar. Ei, de fapt, amplifică suferința. Și doctorii la fel. Da, da. Și da. avocații la fel. Deci, amplifică suferința. Deci, nu efectul este de vindecat. Lasă-l pe Dumnezeu, că oricum sistemul iubirii știe ce să facă, să distrugă, iar tu trebuie doar să constați că în momentul în care a venit suferința, durerea și pierderea, ele sunt darul de sus de neprețuit și uh, ți-a luat la țintă ego-ul, deci diavolul, și bine îți face. Trebuie doar să fii da. înțelegător și să nu-i dai o conotație, uh, o înțelegere negativă la ceea ce este vindecare. Că așa facem noi. Noi îi zicem rău, numai la vindecarea, care e bine, medicamentului. Care vine de la Divin, da, medicului da. Divin. Îi Zicem că e rău. Păi, Marius, dacă ne uităm atunci la Biblie, putem gândi așa și despre Biblie, că și ea este tot cum a fost scrisă, așa de îmbârligăcioasă și <laughs> mai mult în împărțire. Putem spune că și ea este o, o scurtătură, că tot acolo ne duce, tot. Da, pentru că cu... dacă, dacă te duci poziționat spre Biblie, da. nu înțelegi nimica, vei lua doar o poveste aiura exact. și în, tot, în continuare vei uh, pune materia pe un plan, nu-ți nu folosește nimic. Da, da. Îl lași pe Iisus undeva sus acolo, nu-l poți atinge și tu stai și doar De te plângi. înțelegem că noi ne depl deplasăm pe o uh, această înțelegere uh, am atins această înțelegere numai când am unit contrariile și am trecut prin suferință. Fiecare din noi care suntem în școala am trecut prin drame personale toate modurile dar am putut să ne înțelepțim. Înțelepciunea vine în urma experienței practice. Deci nu vine de la început. Am spus că anul trecut, când dacă același lucru l-am citit dar n-am înțeles nimic din el. Și nu l-am văzut. Am văzut lucrurile în modul acesta. Deci este, înțelepciunea vine în momentul în care unești contrariile și ai trecut prin dureri. Altfel da. nu vezi. Altfel. Da. Și noi da. aici uh, încercăm să învățăm noi singuri pentru noi înșine și vorbim cu bocetare, Nu vorbim pentru toată lumea, ci vorbim pentru noi. Da. Și vorbim și repetăm pentru că așa Ca să ne înțelegem programat... mai, mai bine. Da, pentru că așa ne-am programat înainte, tot prin repetiție am făcut lucrurile și acum ne programăm tot prin repetiție. Sigur. <laughs> da. Uh, în vremea aceea venire la el ucenicii lui Ioan zicând, pentru ce noi și fariseii postim, iar ucenicii tăi nu postesc? Isus le răspunde, pot oare fi inunții să fie triști câtă vreme mirele este cu ei? Ci vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Ei. Hey. N-am ce zice, că e în logica uh, lucrării, nu? Aici? Eu mă gândesc aici, mă gândesc că poate uh, se refere la faptul că atunci când ești în Divin, uh, practic nici nu mai știi că postești, nici nu mai e nevoie de posteală. Oricum o faci, oricum. Uh... Nu mai poți să fii trist. De deci, Când ești da. în divin, înseamnă că nu mai ești în eu, nu te mai apări, nu te mai protejezi. Da. 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 Te dăruiești total, ești supus celorlalți, faci voia da. lor și da. exact cum este iubirea, iubirea doar dăruiește și nu vrea nimic pentru sine și nu poți să fii da. trist când doar dăruiești, că n-ai un eu care să fie trist. Da. E deci, da. ai un da. eu care să fie trist. Da. Deci depinde și postul ăsta sunt făcut, este făcut din două poziții. într o poziție egotică și nu reușești nimic cu el, da? Da, da, că, da, Că nu postul trebuie să-l ții. Omul trebuie să unească contrariile și să-l vadă pe Dumnezeu peste tot. Atunci el nu mai este destabilizat și nu mai simte da. nevoia să mănânce, să bea sau să fumeze. Adică să acopere nemulțumirea cu ceva. Și nu mai poate să fie trist. Și da. Și da. Deci, omul trebuie să atingă întâi conștiința faptului că Dumnezeu este peste tot. Atunci cedează, nu mai luptă, ego scade când cedează. Și da. nimic rău nu mai poate să vină spre tine și vine fericirea. Și a, a, acela este post. Adevăratul post este de, de acuzație de condamnare, de judecată. Adică de aș putea să spun, Ce înseamnă unirea uh, contrarilor? Unirea contrarilor înseamnă post Da, da, da. Deci, acesta este adevăratul post. De unirea contrarilor. Când ai unit contrarele, ai făcut un post, adică ego-ul scade. Ego-ul scade, nu mai este important. El este important atât timp cât ești poziționat pe o parte sau pe alta. Dar dacă mm -hmm. de fiecare dată nu lași nimic să fie în mod absolut, adică e și inversul în același timp, atunci nu mai există ego, nu se mai formează noduri energetice și nu mai uh, trebuie să vină forțele celor să te calce în picioare. Ei bine, da. deci asta este adevărata fericire în viață, este să nu, să nu vrei fericirea vieții în mod obstinație, adică într-o formă neapărată. Pentru că întotdeauna când vrem ceva mai mult pentru eu, se întrește eu și vin necazurile peste tine. Trebuie un singur lucru să faci, să ai conștiința faptului că ești o ființă comună și să vrei tot binele celorlalți când trăiești pentru ceilalți, te uiți pe tine și fără eu niciun necaz nu vine la tine și asta se numește fericire. Deci omul nu poate să fie fericit în viață decât dacă nu-și dorește nimic pentru el. Tot dos. Da. Da. Mi-a plăcut aici doar că nu poți să fii trist când mirele este cu ei, adică când Dumnezeu este cu tine, când ai unit da. contrarele, Dumnezeu este cu tine, ce mai poți să fii trist? Sau da. Tristă și tristă? e motiv, nu mai e niciun motiv. Da. Zice, nimeni nu pune la haină veche petec dintr-o bucată nouă, căci plinitura aceasta trage din haină și fa se face o ruptură și mai rea. E bine spus. Da. E bine spus. Adică. Uh, noi trebuie să păstrăm integritatea și curățenia sufletului. Că să zice, nu poți să pui peste un picior murdar un ciorap curat. Da. E aceeași chestie. Nu? De deci trebuie să faci în, același, în, în, ace, în, în asemenea mod să fii preocupat de curățenia sufletului. Curățenia sufletului înseamnă nepoziționare. Adică, da, da. Contrar, opusele să fie egale. Când opusele sunt egale, Dumnezeu e cu tine. E prezent. Uh -huh. Când Dumnezeu este prezent, nu ai ego. Dacă nu ai ego, atunci nimic rău nu poate să vină din, din față și viața ta este frumoasă. Pentru tine și pentru copiii tăi. Deci, ce înseamnă ca copilul să fie sănătos? În momentul în care mama a unit contrarele, copilul nu poate să fie decât sănătos. Nu poate decât să reușească în tot ceea ce întreprinde, pentru că îl alimentează continuu cu energie. Când ai unit contrariile, cu energie prin mamă, se duce spre soț, se îl împuternicește și spre copii și spre părinți. Și spre, și spre, cei care nu mai sunt. Deci toată lumea beneficiază de această îngăduință a femeii și înțelegerea femeii. Dar femeia, dacă este orientată numai spre parte, atunci aici taie această legătură cu Dumnezeu și nu va putea niciodată să Că problema femeii este că nu unește contrarile. Ea se uită numai la parte și e poziționată. Când e poziționată, îl vede pe celălalt greșit și îl atacă. Și încearcă să schimbe exteriorul. Nu trebuie să schimbe exteriorul. Trebuie să unești tu contrarii și atunci exteriorul nu, nu va mai putea să fie poziționat. Adică nu te va mai deranja nimic. Adică Că el dacă ești poziționat, ești pe o parte, el va fi pe o parte. Da, da, Și copiii vor fi pe o parte, pentru că femeia este pe o parte. Deci ea trebuie să unească contrarele, să vadă totul în cheia asta de îngăduință maximă și înțelegere, să fie infinit de îngăduitoare cu tot ceea ce există. Că da, asta, da. eu mă gândeam ieri, că e cea mai mare fericire că aici, pe școala iubirii, cât am reușit să înțelegem. Am Atins această stare de îngăduință maximă, că e bine și așa, e bine și așa. Și asta este o mare fericire, pentru că numai noi nu simțim să luptăm pentru ceva. În momentul în care cineva luptă pentru adevărul și dreptatea lui mă gândesc la prău și la călugări, ei sunt poziționați și sunt diabolizați. Pentru că iubirea nu luptă, iubirea nu se apără, nu are nevoie să se dovedească. Iubirea doar lasă, lasă lucrurile așa. Uite, până la sfârșit ne oprim aici, la 16, la 17. Da? da? da. Și spun ceva să asculți, ceva nemaipomenit, o să-ți placă foarte mult. Un prieten al meu mi-a trimis o informație, o, îi dau voie aici ca să audă toată lumea și o să-ți placă foarte mult. Deci nu-l consider nici pe, eh, nici pe asta, pe evoluționismul, iar i-am uitat numele, dar vin. <laughs> nu-l consider absolut ce spune, nici teoria, nu teoria, tocmai religioasă, ce spune, Domna religioasă are dreptate și nu, să zicem. Darwin are dreptate și nu. Fiecare cu elementele lui are dreptate perfect, fiecare cu elementele lui. Și religia, și Darwin. La Darwin este evoluționismul, la religie este Dumnezeu a făcut pe om. Da. Acum e vorba de cum legăm lucrurile. De aceea eu cred că adevărul nu, nu contrazice niciodată nimic. Adevărul cuprinde totul, lăsând fiecare lucru așa cum este, știi? Adică nu că îl lasă așa cum este. Îl lasă cum este, dar îi deschide o poartă. Cam asta e. Da? Îmi vine, îmi vine să râd că fica mea când a fost în facultate a avut o... să fac o dezbatere și să aleagă, avea de ales între creaționism și evoluționism. Și a venit la mine să o ajut. Și eu nu eram încă în școala iubirii și am stat, am stat și m-am gândit și am socotit și am cercetat și am... Și mi-am dat seama că nu, chiar, chiar nu există una fără cealaltă. Pentru că orice creație a lui Dumnezeu trebuie să evolueze, trebuie să. Deci nu există. Și i-am și spus, spunele domnilor profesori, că nu ai cum să faci. Este ca la da. matematică. La matematică sunt pe domenii de existență. Deci toate da. lucrurile sunt valabile într-un domeniu de existență. Când ai depășit domeniul da. de existență, trebuie să. Inventezi un alt sistem. Uite, lumina este e corpuscul, e undă, e nu mai știu ce, de, sunt cuantă, sunt mai multe. Când se, se oprește domeniul de existență, se simte nevoia să creezi un, un alt domeniu de existență. Da. da Că da, nu da. mai poți să caracterizezi lucrurile. Da. Deci toate lucrurile sunt bune în domeniul lor de existență. Da, de sunt perfecte. Totul da. este perfect. Nu e de combătut ceva. Da. Așa este. Că se caută o primordialitate. De ce a fost ce a fost la, la început? Nu, primordialitatea este, totul este egal. Da. Când totul este egal, atunci ai atins primordialitatea. Când nu mai vezi nimic mai bun decât altceva, totul este egal. Da. Bun. Mulțumim frumos, atunci yeah. am Mulțumim rămas, eu Marius. Am rămas aici și continuăm mâine dimineață la ce oră? Crești, la 8. La 8. 8. bine. Bine, la revedere. La revedere.